Liceul cu program sportiv Roman, în parteneriat cu Club Sportiv Municipal și Direcția Județeană de Sport Neamț, a organizat festivalul de mini-handbal intitulat Dan Moisii. Competiția a avut loc luni, începând cu ora 12, în sala sporturilor din Roman, incintă în care Dan Moisii a muncit pentru ca HCM Roman, actuala CSM Roman, să ajungă pe culmile gloriei sportive și să reprezinte România în întrecerile europene, se arată în descrierea de pe pagina Direcției Județene pentru Sport și Tineret Neamț. Astăzi la Roman organizăm prima ediție a festivalului de mini-handbal Dan Moisii, o competiție pe care am ales să o denumim așa, fiindcă antrenorul, profesorul Dan Moisii, din punctul nostru de vedere, tronează asupra ceea ce înseamnă mișcare handbalistică la Roman. Să nu uităm că a pus umărul la înființarea echipei de senioare în anii 90 și să nu uităm că a fost în cadrul clubului până la finalul vieții. Acum 10 ani, Dan Moisii ne-a părăsit, din păcate, pentru suflarea handbalistică și sportivă, dar cred că nu numai fotografia din această sală ne arată că a însemnat mult pentru handbalul din Neamț, ci și rezultatele de-a lungul vremii. Am pus mână de la mână LPS Roman, CSM Roman și Direcția Județeană de Sport Neamț pentru a organiza această competiție care a adunat la start copiii de la categoria mini handball și baby handball de la cluburile ACS Vicovelit, Vicovu de Sus, de la LPS Suceava, de la AS Sportul Piatra Neamț, LPS Roman și OK Sport Onești. Cred că mai bine de 100 de copii în sală care vor juca în această după-amiază și asta este în principal cea mai mare bucurie, că avem atât de mulți copii la această ediție inaugurală a festivalului de mini-handbal Dan Moisii. Sunt foarte fericită că particip la acest eveniment care poartă numele soțului meu, profesorul Dan Moisii, care și-a dedicat întreaga viață handbalului și și-a pus amprenta asupra multor copii, atât sportivi cât și elevi ai liceului cu program sportiv. Astăzi, datorită eforturilor inimoșilor profesori de la LPS, acest eveniment a prins contur și sper să fie în continuare un obicei să fie integrat în circuitul activităților sportive la nivel de județ și poate și la nivel de țară. Le urez mult succes tuturor participanților la această competiție. Sper că dintre cei prezenți vor ajunge în eșaloanele superioare și multă, multă sănătate antrenorilor și felicitări pentru activitatea pe care o desfășoară. Din partea liceului cu program sportiv Roman, eu mulțumesc din suflet tuturor colegilor care au răspuns prezent la această activitate. Noi sperăm un început timid să o ducem cât mai mulți ani, astăzi este prima ediție. Toată lumea este câștigată astăzi și toată lumea este victorioasă prin faptul că voi participați și faceți mișcare, că nu stați în fața televizorului sau în fața unui laptop. Este enorm de mult face ca voi să socializați între voi și să faceți mișcare astăzi în această sală. Vă mulțumesc din suflet că ați răspuns prezent la solicitarea noastră. Părinților, chiar dacă nu l-ați cunoscut, să ținem un moment de reculegere pentru domn profesor, de acolo de sus, de unde este, o să ne vegheze. Să ne ridicăm.
Profesorul Dan Moisie a fost unul dintre oamenii care au pus umărul la înființarea echipei de senioare din Roman, la dezvoltarea clubului și mai apoi la promovarea în primul eșalon handbalistic al țării. Dan Moisie s-a născut la data de 27 septembrie 1950 și a decedat la data de 27 octombrie 2013.